Azi noapte a fost răpirea. Tu nu ai auzit? E încă dimineață și doar ce m-am trezit. Azi noapte a fost răpirea. Nu, nu-mi vine a crede. Dar noi suntem aici, a rămas am jos, se vede. Nu, nu, e imposibil, e de neconceput. Eram văzuți prea bine, eram înscriși în cult. Nu, nu e nicio glumă. Vecina amărâtă, cea care tot bolnavă se rezema în bâtă, plecată e de asemeni. Ne-au spus a ei copii ce despre mântuire nici nu vroiau a ști. Azi noapte a fost răpirea! Curând vor auzi, cumplita înștiințare, mii de așa ziși creștini. Oare își vor mai face pastilele efectul? Câți psihologi atunci vor ști să-și ceară dreptul? Câți psihologi putea vor lacrimi să contenească amar și disperare pe sfera pământească? Când vor rămâne paturi și mici pătuțuri goale, cine va putea să oprească așa durere mare? Să știi că toți din casă la ceruri au plecat, iar tu rămas ai singur, doar că nu ai vegheat, înseamnă o durere ce limita întrece, să pierzi clipa plecării din ceasul 12. Zadarnic alergavei încins prin toată casa, dacă ai fost pe aproape, dar ai pierdut miriasa. Precum niște ciocane îți vor suna în minte, până la exasperare doar câteva cuvinte. Azi noapte a fost răpirea, iar tu rămas ai jos, în timp ce toți iubiții în cer sunt cu Hristos. Plecava și vecina de boală amărâtă, care mereu bolnavă se rezema în bâtă. Pleca vor mulții Lazări, cei plini de răni și bube. Pleca vor și săracii, ce azi trăiesc în hrube. Căci Domnul nu privește precum omul privește, doar la înfățișare și la ce stăpânește. Domnul privește numai la sufletul curat. Ce simplă e plecarea spre cerul minunat! Și în zorii dimineții, când tu te vei trezi din somnul nevegherii și vei descoperi că ai fost lăsat în urmă, vei plânge cu amar, în timp ce sus iubiții, răscumpărați prin har, vor intona cântarea ce nu s-a mai cântat, că n-a mai fost vreo nuntă în marele palat. Acum, cu înțelepciune, fă liniște în suflet și cercetează-ți viața, trăirea și al tău cuget. Lasă ce-a fost în urmă, păcate și